e ce azi se împlinește cu noi. Să cercetăm, să înțelegem mesajul, timpul e scurt, vine ziua de-apoi. Oh.
Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, și în această dimineață sfântă de sabat, la ceas de rugăciune. Și vă spun un bun venit aici, la întâlnirea cu acest cuvânt scump al lui Dumnezeu. Dragii mei frați, în această dimineață avem ocazia să-i aducem slavă și mulțumirea noastră lui Dumnezeu, întreg pământul, toți frații noștri care au ales să sărbeze această zi, în fiecare dimineață de sabat, se întâlnesc cu Dumnezeu. O, Doamne, ce frumos este când întreg pământul a ales în această zi de sabat să-și înceapă sabatul, întâlnirea ta cu Tine, Doamne. Dragii mei frați, înainte să intru în mesajul acesta din dimineața aceasta, dați-mi voie să aducem mulțumirea noastră din toată inima lui Dumnezeu, pentru că și în această seară sfântă de sabat, El a fost alături de noi, iar astăzi suntem vii înaintea Lui. Putem să vorbim despre Dumnezeul nostru, putem să ne închinăm, putem să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru. Dragii mei frați, noi ne-am obișnuit și ne trezim dimineața și plecăm fiecare care încotro dorim. Dar vreau să vă spun ceva. Este un har, e o minune mare din partea lui Dumnezeu că dimineața încă ne trezim la viață. Doar Dumnezeu face minunea aceasta dumnezească ca inima noastră să toată noaptea să pulseze sânge și noi să fim vii și să ne trezim să începem o nouă viață cu Dumnezeu. Mi-am pus de multe ori întrebarea, cum Marius, când tu adormi și nu mai știi nimic, cum inima aceasta nu se oprește măcar câteva minute? Sau respirația noastră, dormim, cum de nu se oprește și să nu mai... Cum? Pentru că nu știi nimic când dormi. Dragii mei frați, Dumnezeul nostru este mare, este puternic. E așa de bun, bunătatea Lui ține în veac. Și aș vrea să vă spun că nu doar cu cei care ascultă de glasul Lui, ci Dumnezeu își întinde bunătatea Lui și peste fiii oamenilor care nu ascultă de Dumnezeu. În această dimineață, înainte să intrăm în subiectul acesta, care va fi scurt în această dimineață, vă rog din toată inima, haideți să ne plecăm capetele și să înălțăm o rugăciune în această dimineață sfântă de sabat, să-i aducem mulțumirea noastră lui Dumnezeu, pentru că bun este și îndurările Lui ține în veac. Haideți să plecăm capetele împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, o, Doamne, în această dimineață sfântă de sabat, îți mulțumim din toată inima pentru că Tu ne-ai trezit, Doamne, din nou și suntem vii înaintea Ta. Îți mulțumim din toată inima pentru că îngerii Tăi au fost în casele noastre și ne-au ocrotit și nu ni s-a întâmplat nimic. Iar dacă astăzi suntem vii, Doamne, aceasta Ți se datorează Ție, pentru că Tu ești bun și ne iubești așa de mult, încât ne vrei cu gelozie să fim ai Tăi și să ajungem acasă. Te rog în această dimineață, mișcă inimile noastre, trezește-ne pe fiecare la realitate, să vedem drumul pe care suntem, iar dacă încă mai bâșbâim pe drumul acesta între două căi, te rog din toată inima, Doamne, ajută-ne să vedem calea cea bună, iar calea aceasta să fie aleasă de Tine, Doamne, nu de noi, și drumul acesta să ducă către împărăția Ta. În momentele acestea, Doamne, te rog să Te atingi prin cuvânt de fiecare dintre noi și Duhul Tău cel Sfânt să ne lumineze mintea și ceea ce se va vorbi aici să aibă amprenta divină. Te rog din toată inima, Doamne, fă ca Duhul Sfânt să vorbească în această dimineață, nu Marius. Te rog din toată inima și dă putere cuvântului acestuia ca să nu se întoarcă înapoi fără rod. Îți mulțumesc din toată inima. Fii cu bolnavii poporului Tău, fii cu România, fii cu conducătorii, fii cu cei care au probleme în momentele acestea și dureri și lacrimi și tot. Șterge tot, Doamne, și ajută-ne ca în acest sabat
toți împreună să țintim ochii spre cer și să ne dăm seama, să ne întoarcem la Tine, Doamne, că revenirea Ta este foarte aproape. Îți mulțumesc din tot sufletul meu, pentru că în momentele acestea ești prezent cu noi și ai intrat deja în casele noastre, dar Te rugăm, intră în inima noastră și fă schimbarea de care este nevoie ca noi să ne predăm Ție. Îți mulțumesc că ne asculți, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragii mei frați, este o bucurie mare în această dimineață, la ceas de rugăciune, să venim înaintea lui Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu cu bucuriile noastre, să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem tot ceea ce ne frământă, pentru că Dumnezeul nostru ne ascultă. Aș vrea ca în minutele care ne stau la dispoziție, mi-ar fi plăcut să ne rugăm mult. Nu știu cum să fac, dar poate că pe viitor, dacă Domnul va îngădui, aș vrea să avem o oră de rugăciune în care chiar să ne putem ruga toți. Îmi doresc foarte mult lucrul acesta, pentru că rugăciunea este cheia care descuie cerul. Nu știu cum să fac cu aparatura aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mi-aș dori ca fiecare care aveți probleme și cereri pentru rugăciune în această dimineață, notați-vă în mesajele pe care le trimiteți aici la Iacov Israel, ca noi să ne rugăm. Chiar dacă nu ne putem ruga acum, că nu le putem citi în momentele acestea, dar putem să le citim la urmă și ne vom pleca pe genunchi și vom striga la Dumnezeu pentru problemele pe care fiecare le avem. Dragii mei frați, mesajul din această dimineață se numește Timpul Strâmtorării. Timpul Strâmtorării. Iar ca referință, aș vrea să deschideți Scriptura în Cartea Genezei, capitolul 32. Geneza, capitolul 32. În acest capitol 32 este vorba despre un om al lui Dumnezeu, care numele lui simboliza ceva. Iacov înseamnă înșelător. El l-a înșelat pe fratele lui și până la urmă i-a furat și dreptul de întâi născut. Și sfătuit de mama lui, a alergat la rudele ei, la Laban. Dragii mei frați, după 20 de ani de pribegie, omul acesta a ales să se întoarcă înapoi. Ardea de dor să-și vadă casa pe care o lăsase 20 de ani. Dar aș vrea să vă spun că îl măcina povara păcatului pe care îi atârna greu asupra lui, pentru că Duhul lui Dumnezeu pusese povara aceasta, presiune pe el, ca omul acesta să-și mărturisească păcatul înaintea lui Dumnezeu. A venit ziua când trebuia să ajungă, să plece spre casa tatălui său, pentru că se topea de dor. Așa cum mulți ne topim de dor după casa tatălui nostru din împărăția cerurilor. Dar nu poți să pleci așa. De aceea este nevoie ca să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, să putem ajunge acolo. Omul acesta simțea că ceva nu este în regulă. Trimite prima dată soli spre Esau să-l avertizeze, să-i spună: vezi că vin acasă și am bani, am cămile, robi, roabe. Trimite să dea de știre domnului meu, vorbește el acum. Acum Esau este domnul lui și rob, el se numește robul lui. Am boi, măgar, ui, roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta. Parcă l-a interesat pe Esau că Iacov avea oi și boi și roabe și cămile și toate lucrurile acestea. Nu l-a interesa. Și spune că solii s-au întors înapoi cu o veste foarte dură pentru Iacov. Și îi spune: fratele tău vine înaintea ta cu 400 de oameni. O, dragii mei frați, în momentele acelea a fost o veste foarte teribilă pentru omul lui Dumnezeu. Dar omul acesta încearcă din nou să cumpere pe fratele său prin averea, prin bogăția pe care Dumnezeu i-o dătuse. Era foarte binecuvântat omul acesta. Practic, pe ce punea mâna? Dumnezeu îl binecuvântase.
Și în momentele acelea omul decide să-l cumpere din nou și face mai multe turme, le împarte cu robi, una merge înaintea alteia și uite așa că îl veți întâlni și vă va întreba ale cui sunt lucrurile acestea, ale cui e turmele acestea mari și să spuneți ale cadou pentru darul pentru Esau din partea lui Iacov și spune că oamenii au plecat și turmă după turmă a trecut și omul acela Esau își continuă mersul să se întâlnească cu omul acesta cu 400 de oameni înarmați. Dragii mei frați, omul lui Dumnezeu se îngrozește. Încearcă să facă o altă strategie, își împarte turmele, își împarte de data aceasta taberele în două. Cum să scape dacă va lovi o tabără, să scape cealaltă? Roabele în față, copiii, Lea, femeia neiubită, soția neiubită, Rahela ultima și el încearcă fel și fel de strategii, iar după ce le face una după alta, aceste strategii cad, nu este pace, nu este liniște, pentru că Dumnezeu nu te lasă așa. Dumnezeu vrea ca tu să-ți mărturisești păcatul înainte să ajungi acasă. Și omul acesta decide la un moment dat să treacă pe râul Iaboc și trece dincolo. El nu are de gând să se mai întoarcă înapoi, el va ajunge acasă. Și în momentele acelea de criză teribilă, noaptea strâmtorării lui Iacov, omul lui Dumnezeu se prăbușește dincolo de pe râul Iaboc și își mărturisește vina înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei frați, în noaptea aceea, cineva a venit și s-a luptat cu el. Și omul lui Dumnezeu nu l-a lăsat să plece până nu l-a binecuvântat. Aș vrea să vă spun că dacă omul acesta, Iacov, nu și mărturisea păcatul înaintea lui Dumnezeu, omul acesta era nimicit pe dată. Și în timp ce și-a mărturisit păcatul, omul primește în cuvințarea că numele lui din înșelător este schimbat în Israel. Cel ce se luptă cu Dumnezeu și primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragii mei frați, în noaptea aceea a fost o noapte foarte grea pentru omul acesta lui Dumnezeu. Se gândea cu groază când se va întâlni fratele lui cu el împreună cu cei 400 de oameni înarmați. Ce se va întâmpla? Frații mei dragi, aș vrea să vă spun ceva. Poporul lui Dumnezeu va trece pe aici. Istoria aceasta se va repeta. Aș vrea să mai aduc încă un caz. Estera, când Haman capătă omorârea iudeilor și semnează cu inelul împăratului și trimite să dea de știre celor din iudeilor acelora, spune că oamenii aceia au început să plângă, să strige, să țipe, să se îmbrace în sac, să-și toarne cenușă pe ei, să arunce cenușă pe ei. Urma noaptea strâmtorării lui Iacov. Foarte greu, dragii mei, să știi că tu ești deja condamnat la moarte. Poporul lui Dumnezeu va trebui să treacă pe aici. Prin noaptea strâmtorării lui Iacov, prin timpul acesta și vreau să vă spun, iubiții mei frați, că timpul strâmtorării nu este departe. Să nu vă să spuneți ca omul acela, ca împăratul acela, bine că nu este în timpul vieții mele, Ezechia, bine că nu este în timpul vieții mele. Dragii mei frați, în timpul vieții noastre, generația noastră va vedea acest timp al strâmtorării. De aceea este bine să ne pregătim încă de pe acum, să vorbim cu copilașii noștri, să ne îmbărbătăm, să ne întărim familii, părinții noștri, bătrânii noștri, bunicii noștri. Toți să strigăm înaintea lui Dumnezeu ca în ziua aceea, în timpul acela al strâmtorării, să putem să fim ocrotiți de Dumnezeu. Aș vrea să dau citire din spiritul profetic în momentele acestea. Adevărul despre îngeri, pagina 272. În ziua cumplitei încercării, el va spune: du-te, poporul meu,
Intră în odăile tale și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Dragii mei, am primit acest text de la mulți dintre dumneavoastră care îl asociați cu timpul acesta, cu pandemia aceasta care se întâmplă pe planeta Pământ. Dragii mei frați, care sunt odăile? Ce sunt odăile în care trebuie să se ascundă ei? Uitați ce spune Spiritul Profetic. Protecția lui Hristos și a Sfinților Îngeri. Deci odăile sunt protecția lui Hristos și a Sfinților Îngeri. Poporul lui Dumnezeu nu se află în acest moment tot în același loc. Ei sunt adunați în grupuri diferite și în toate părțile lumii. În scenele care au loc la încheierea istoriei acestui pământ, când furia ia în stăpânire orice element de pe pământ, Domnul ne cere o vigilență care nu cunoaște tihnă. Dragul meu frate, mai ai tihnă tu de aici înainte? Nu trebuie să mai avem așa ceva. Însă noi nu suntem lăsați să luptăm singuri. În mijlocul pericolelor crescând, la tot pasul, cei care umblă umili înaintea Domnului, atenție, umili, nu îngânfați, nu mândri, fără să se încreadă în propria lor înțelepciune, vor avea pe îngeri ca ajutoarele și protectorii lor. În vremuri deosebit de primejdioase, ei vor cunoaște puterea grijii protectoare a lui Dumnezeu. În timpul nopții mi-a trecut pe dinainte o scenă foarte impresionantă. Se părea că este o mare confuzie și confruntare de armate. Un sol al Domnului s-a așezat în fața mea și mi-a spus: adună-i pe cei din casa ta, eu te voi conduce, urmează-mă. M-a condus printr-o trecătoare întunecoasă, printr-o pădure și apoi prin crăpăturile munților și mi-a spus: aici ești în siguranță. Dragii mei, subliniați-vă acest paragraf din Spiritul Profetic. Aici ești în siguranță. Au mai fost și alții conduși spre acest loc retras. Mesagerul ceresc a spus: timpul strâmtorării a venit ca un hoț, noaptea, așa cum Domnul va avertiza că va veni. O, dragii mei frați! De multe ori predicăm cuvântul lui Dumnezeu și spunem ceea ce spune serva Domnului și nu vrem cu niciun chip să luăm aminte. Domnul ne spune că trebuie să ieșim afară din orașe, orașele mari, orașele mici, până la urmă vom părăsi satele și unde vom merge, Doamne, ca să fim în siguranță, în locuri izolate. Uitați-vă că din nou serva Domnului face referire la munți. În crăpăturile munților și Domnul, îngerul Domnului îi spune: aici ești în siguranță. Și sora spune că a văzut mulți oameni care mergeau acolo. De câte ori să ne vorbească Domnul despre munți? Nu ne convine cu niciun chip, ne-am învățat comozi în casele noastre, în apartamentele noastre. Cum să plecăm noi, îmi spunea o soră cândva, cum să plecăm, să lăsăm noi luxul acesta și să mergem la munți? Cum? O, dragii mei frați, Domnul ne spune exact cum i-a spus și lui Lot: scapă la munte! De ce, Doamne, la munte? Ce simbolizează muntele? Muntele Sionului este Dumnezeul nostru, dragii mei frați. Poporul lui Dumnezeu trebuie să scape la munte. Aduceți-vă aminte că Samson, după ce a smuls porțile acelea din temelii când a intrat la femeia aceea noaptea, a mers și le-a urcat sus pe munte. O, dacă ar fi rămas el pe munte acolo! În siguranță, în mâinile lui Dumnezeu. Dar omul acesta a coborât în Valea Sorec, iar de acolo i s-a tras moartea. Dragii mei frați, Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri ale sfârșitului să fim înțelepți și să ne pregătim, pentru că timpul strâmtorării este aproape. Foarte mulți mă sunați și îmi spuneți: frate Marius, mai va fi vreo portiță în care să putem, că suntem prinși prin diferite țări, mai putem să mai ne întoarcem și să facem ceea ce Domnul ne-a spus? Da, fraților, acesta este semnul, exact ca la dărmarea Ierusalimului. Și ne vom întoarce cu toții înapoi.
Și de aici ne vom pregăti copiii, bătrâni, familii întregi pentru a merge izolați de lumea aceasta, pentru că timpul strâmtorării s-a apropiat. Suntem aproape. Aș vrea să merg mai departe. Ce spune Spiritul profetic? Biserica Rămășiței și viitorul Bisericii Advente, pagina 94. Cel ce studiază în mod serios starea lumii în lumina Bibliei și a Spiritului profetic nu poate să nu se convingă că am ajuns la punctul hotărător al istoriei Bisericii și lumii. Trăim în clipa când Dumnezeu își prelungește mila încă pentru puțină vreme. În îndelunga sa răbdare, dorind ca niciunul să nu piară, El face o supremă încercare spre a trezi pe poporul Său și a-L smulge din ruina care l-a amenință. Ne pândește primejdia de a rămâne adormiți și mulțumiți și de a lăsa să treacă momentul potrivit. Noi stăm dar la marginea lumii veșnice, fiind în posesia unor adevăruri atât de solemne, având o lumină atât de mare și o lucrare atât de importantă de făcut, noi trebuie să dublăm silința noastră. Fiecare trebuie să facă tot ce stă în puterele sale. Iubite frate, tu ești în primejdie cu propria ta mântuire dacă rămâi în urmă acum. Satana acum, în timpul sigilării, folosește tot felul de viclenii ca să abată cugetele poporului Dumnezeu de la adevărul prezent și să-l determine să se clatine. Văzui un acoperământ pe care Dumnezeu îl întinsese deasupra poporului Său să-l acopere în timpul strâmtorării și fiecare suflet care era hotărât pentru adevăr și cu inima curată avea să fie acoperit cu acoperământul Atotputernicului. Satana știe aceasta și el lucrează cu putere să țină mințile a cât mai multora în îndoială și nehotărâre pentru adevăr. În clipa de față, efortul principal al arhivrăjmașului constă în a ne menține într-o stare sufletească de toropeală, adormire. Ce să mai spun ca să trezesc poporul Rămășiței? Mi-a fost arătat că scene teribile stau în fața noastră. Satana și îngerii Săi folosesc toată puterea lor spre a zdrobi pe poporul lui Dumnezeu. El știe că dacă ei mai dorm încă puțină vreme, El este sigur de ei că cei vor fi învinși cu siguranță. Iubite frate și iubită soră, dacă aceste prețioase clipe de har nu sunt folosite, voi nu veți avea nicio scuză. Dacă voi nu depuneți eforturi deosebite spre a vă trezi, dacă nu arătați zel în a vă pocăi în aceste clipe de aur, vor trece în curând, iar voi veți fi puși în balanță și veți fi găsiți prea ușori. Atunci strigătul vostru de deznădejde nu va mai sluji la nimic. Satana încearcă toate meșteșugurile sale să-i țină în starea în care se aflau, până ce va trece sigilarea și până ce acoperământul se va trage peste poporul lui Dumnezeu, iar ei să fie lăsați fără adăpost în fața mâniei arzătoare a lui Dumnezeu în timpul celor 7 plăgi. Dumnezeu a început să tragă acoperământul acesta peste poporul Său, iar în curând El va fi tras deasupra tuturor care trebuie să aibă un adăpost în ziua măcelului. Dumnezeu lucrează cu putere pentru poporul Său, dar se permite și satanei să lucreze și el. Dragii mei frați, Dumnezeu lucrează pentru popor, îngeri sfinți sunt trimiși să aibă grijă, să ocrotească poporul Său, dar în același timp, când Dumnezeu lucrează cu o putere ieșită din comun, Satan lucrează și el prin agenții lui. Aș vrea să ne punem în mâna lui Dumnezeu și să stăm lângă el, pentru că Dumnezeu a biruit. Lupta aceasta este câștigată, iar noi, dacă vom sta împreună cu Domnul Iisus Hristos, vom birui, dragii mei frați, pentru că el a câștigat-o. Mă grăbesc să ne mișcăm puțin mai repede în momentele acestea, pentru că timpul se pare că se duce repede. Aș vrea să vă citesc din nou din Spiritul profetic. În cartea Criza, pagina 62. Atenție acum! Acum trebuie să te pregătești. Acum! Când, Doamne, trebuie să ne pregătim? Când?
Acum trebuie să te pregătești pentru timpul strâmtorării. Acum să știi dacă picioarele tale sunt fixate pe stânca eternă. Tu trebuie să ai o experiență individuală și să nu depinzi de alții pentru lumina ta. Când vei fi pus la probă, cum poți ști că nu vei fi singur, fără niciun prieten omenesc lângă tine? Vei putea să-ți dai seama atunci că Hristos este sprijinul tău? O, frații mei dragi, mulți am lăsat și am amânat pregătirea aceasta, că mai avem timp, avem timp să ne pregătim, dar Domnul spune că acum, acum este timpul pregătirii tale. Și dau slavă lui Dumnezeu că mulți oameni se întorc la Dumnezeu în aceste timpuri ale sfârșitului. Care este mesajul acum care trebuie proclamat de copiii lui Dumnezeu în aceste vremuri? Se pare că noi ne alegem mesaje după gustul nostru, dar Dumnezeu ne spune că trebuie un anumit mesaj să fie transmis. Haideți să vedem ce spune serva Domnului în spiritul profetic. Criza, pagina 107. Pe măsură ce membrii bisericii se apropie de perioada ultimului lor conflict, timpul strâmtorării lui Iacov, ei se vor maturiza în Hristos și se vor împărtăși în mare măsură din Spiritul Său. Atenție acum! Pe măsură ce a treia solie va crește într-o mare strigare, când putere și slavă mare vor însoți încheierea lucrării, poporul credincios al lui Dumnezeu se va împărtăși de această slavă. Ploaia târzie este aceea care îi reînviorează și îi întărește ca să treacă prin timpul de strâmtorare. Fețele lor vor străluci de slava acelei lumini care însoțește pe cel de-al treilea înger. În timp ce solia îngerului va crește într-o mare strigare, putere și slavă mare vor însoți proclamarea ei. Fețele copiilor lui Dumnezeu vor străluci de lumina cerului. Pe măsură ce se apropie sfârșitul, mărturiile slujitorilor lui Dumnezeu vor deveni mult mai hotărâte și mult mai puternice. Dragii mei frați, noi avem un mesaj care nu este al nostru, este al lui Dumnezeu pentru aceste timpuri târzii. Aș vrea să vă spun că mesajul acesta, dacă va fi transmis, oamenii se vor întoarce la Dumnezeu cu miile, cu miile. Aș vrea să vă citesc repede ce spune Apocalips capitolul 14, versetul 9, a treia solie îngerească. Apocalips capitolul 14, versetul 9, până la versetul 12. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Aici, dragii mei frați, acestea sunt mesaje din partea lui Dumnezeu. Ne-am învățat să îndulcim, să îndulcim mesajele, să venim fiecare cu mesajul nostru, scoate mesajul din buzunar, e al meu. Da, dragii mei frați, oamenii nu se vor întoarce la Dumnezeu. Observ cu ochii mei în momentele acestea cum Dumnezeu se mișcă inimile fraților care ascultă cuvântul. Vă spuneam că joia trecută vă spuneam că deja avem 27 de frați care se pregătesc pentru a încheia legământ cu Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, rectific, s-au mai adăugat încă 8. În momentul acesta fac pregătirea pentru botez cu 35 de frați. Și Domnul să facă să fie mai mult. Eu sunt un om slab, dar Dumnezeu cheamă și atinge inima oamenilor. Dacă transmis mesajul curat al lui Dumnezeu, oamenii aceștia vor fi atinși de Dumnezeu. Marius nu știe să vorbească sau frații care sunt aici, noi nu știm, dar am înțeles chemarea lui Dumnezeu să prezentăm mesajul pe care El dorește. Să-L prezentăm și oamenii se întorc la Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos pentru lucrul acesta.
Mărturiile slujitorilor lui Dumnezeu vor deveni mult mai hotărâte și mult mai puternice. O, frații mei, sunt oameni care ne sună plângând. Oameni care plâng ascultând aceste mesaje. Dumnezeu le zdrobește prin Duhul Sfânt inimile și oamenii vin să se pună la picioare Domnului Iisus Hristos. Trăiesc aceste evenimente din plin și dau slavă lui Dumnezeu că le văd. Am tânjit mult să văd lucrarea aceasta a Duhului Sfânt și în momentele acestea se face, dragii mei frați, se face. Copiii lui Dumnezeu vor trebui să treacă pe aici, prin noaptea strâmtorării lui Iacov. Serva Domnului spune că aveau fețele palide, galbene. De ce, Doamne? Dacă nu cumva a mai rămas vreun păcat nemărturisit. În momentele acelea vom trece printr-o criză teribilă. De aceea, astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima, spune Domnul Iisus Hristos. Este timp de mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Este timp de pocăință. Este timp să spunem păcatului din viața noastră pe nume. Și rugați-vă și strigați la Dumnezeu, ca Dumnezeu să vă descopere păcatele care sunt ascunse în inima dumneavoastră. Am avut o luptă teribilă pe tema aceasta, până când Dumnezeu a dat biruință și eram trezit în noapte și Dumnezeu mi-a arătat păcatele pe care le săvârșisem cu zeci de ani în urmă. Dumnezeu poate, Dumnezeu ne-a făcut, El știe din ce material suntem făcuți și El știe păcatele unde sunt ascunse în străfundul inimii noastre. Și Dumnezeu, dacă îți dorești cu toată inima ca să fii curățit pe deplin, Dumnezeu îți va aduce aminte prin Duhul Său de păcatul ascuns în inima ta și tu ești chemat, dragul meu frate, să ți-l mărturisești înaintea lui Dumnezeu, să-ți pară rău și să-l părăsești ca să poți să umbli cu Dumnezeu. O, dragii mei frați, cât de aproape suntem de revenirea Domnului Iisus Hristos, dar noi încă mai bâșbâim în lumea aceasta, umblând între două păreri. Aș vrea să citesc din nou în spiritul profetic. Evenimentele ultimelor zile, pagina 265. Timpul strâmtorării este chiar în fața noastră. Lipsurile grele vor impune ca poporul lui Dumnezeu să se lepede de sine și să mănânce doar atât cât să-și mențină viața. Dar Dumnezeu ne va pregăti pentru acel timp. În acea vreme îngrozitoare, nevoile noastre vor fi ocazia lui Dumnezeu de a dărui din puterea sa întăritoare și de a-și susține poporul. Pâinea și apa sunt tot ce a fost promis poporului rămășiței în vremea de strâmtorare. În vremea strâmtorării, chiar înainte de venirea lui Hristos, cei drepți vor fi ocrotiți cu ajutorul îngerilor din cer. Nu va mai fi mijlocitor, dar va fi o continuă comuniune cu Domnul Hristos. Hristos a făcut ispășirea pentru poporul său și le-a șters păcatele. El și-a completat numărul supușilor săi. Când Domnul părăsește sanctuarul, peste locuitorii pământului se lasă întunericul. În acel timp îngrozitor, cei drepți vor trebui să trăiască cum? Fără mijlocitor în fața unui Dumnezeu sfânt. O, dragii mei frați! Dacă oamenii ar putea să vadă cu ochii cerești, atunci ar zări cete de îngeri cu o putere deosebită, stând în jurul acelora care au ținut cuvântul răbdării lui Hristos. Cu o gingașă compătimire, îngerii sunt martori ai suferințelor și le aud rugăciunile. Ei așteaptă cuvântul comandantului lor ca să-i scape din primejdie. Scumpul nostru Mântuitor ne va trimite ajutorul său exact atunci când vom avea nevoie de el. Este imposibil să ne imaginăm experiența poporului Dumnezeu care va fi în viață pe pământ când slava cerească se va uni cu repetarea persecuțiilor din trecut. Ei vor umbla în lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu. Prin intermediul îngerilor va fi o continuă comunicare între cer și pământ. În mijlocul vremii de strâmtorare care vine, o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea, poporul ales al lui Dumnezeu va sta neclintit.
Satana și oastea lui nu pot să-i nimicească, pentru că îngerii care excelează în putere, ce vor face? Îi vor proteja. O, dragii mei frați, o, dragii mei frați, nu trebuie să ne fie teamă, pentru că îngerii lui Dumnezeu vor fi cu noi. Pâinea și apa nu ne va lipsi, dar noi trebuie să ne pregătim în aceste timpuri, azi, să ne pregătim, pentru că foarte curând, noaptea strâmtorării lui Iacov va lua prin surprindere pe așa mulți, așa de mulți creștini doar cu numele. Dumnezeu să ne trezească la realitate și să ne pregătim pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei frați, timpul aproape s-a dus. Aveam mai mult de spus. Nu pot să mă încadrez în 40-45 de minute, dar voi face un apel în această dimineață. Un apel pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru părinții mei, pentru rudele mele, pentru toți care ne urmăresc. Toți, dragii mei frați, este târziu, dar nu este prea târziu. Este timp de întors la Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că pentru tâlharul care era pe cruce, era târziu. Trăise departe de Dumnezeu un păcat. Dar nu a fost prea târziu, pentru că lângă el se afla viața veșnică, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. O, dragii mei frați, dacă ești în viață, dacă ai ascultat acest mesaj din această dimineață, nu este târziu pentru tine ca să îți predai viața lui Dumnezeu. Cu glasul tremurând, din gura acestui muribund, iese o ultimă rugă adresată din inima lui Iisus, care aștepta cu dor să audă acele cuvinte din inima acelui om. A fost picătura de apă care a răcorit sufletul lui Dumnezeu. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Dragul meu frate, cât faci ca să spui cuvintele acestea și să-ți predai viața al celui ce ți-o poate ține? Spune că Domnul nu a întârziat și a răspuns imediat, măcar că durerea era pe umerii lui. Povara păcatului, cuiele acelea mari, ruginite, mâini străpunse. Și Domnul răspunde imediat, instantaneu aproape, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. O, dragii mei frați, poate că unii dintre dumneavoastră se consideră morți spirituali, în păcat, și poate că suntem. Poate că Satana îți șoptește în această dimineață că este prea târziu, tu nu mai ai nicio șansă. Poate că îți spune că ești prea tânăr. Când te vei face în vârstă, atunci să te întorci la Dumnezeu. Iar celor în vârstă le spune, ți-ai irosit timpul, acum nu se merită să te mai întorci la Dumnezeu. Poate că asculți mesajul acesta în această dimineață. Predă-ți viața Domnului Iisus Hristos. Ascultă-mă, drag frate și stimată soră. Astăzi Iisus Hristos va cobor lângă mormântul tău rece ca să te cheme afară. Lazare, ieși afară. Ai fost mort în păcate departe de Dumnezeu. Dar dacă ai auzit glasul lui Iisus Hristos care în aceste momente te strigă pe nume și te cheamă afară, te rog din toată inima, nu rămâne captiv în mormântul acesta rece, prins în mreaja celui rău. Răspunde chemării lui Dumnezeu și ieși afară la viață. Predă-ți viața celui ce ți-o poate ține. Și pregătește-te pentru cer. O, dragii mei frați, este așa o bucurie mare pentru mine să observ că zi de zi, alți frați,
alte familii doresc să încheie legământ cu Dumnezeu. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos pe toți acei care vă doriți mântuirea. Aveți numărul meu de telefon. Nu eu ofer mântuirea. Vreau să ne pregătim împreună. Iisus Hristos oferă mântuirea. Vreau să ne pregătim împreună pentru cer. Sunați-mă la orice oră din zi și noapte. Vreau să facem bucurie mare în ceruri. Spune Scriptura că atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, este bucurie mare. Dar atunci când mai mulți păcătoși se întorc la Dumnezeu, vă dați seama ce bucurie este acolo în ceruri. Aș vrea să facem o bucurie mare în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, ascultător drag, dacă ai ascultat mesajul în această dimineață, nu-ți împietri inima, lasă-L pe Duhul Sfânt să se atingă de inima ta și răspunde pozitiv chemării lui Dumnezeu. Doamne, iată-mă pe mine și împreună cu mine vreau să vină și cei pe care mi-ai dat Tu, familia mea. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți și nu uitați, timpul strâmtorării este aproape, iar noi trebuie să ne pregătim când? De astăzi. Dumnezeu să ne asculte ruga și să înțelegem chemarea aceasta și El să fie mărit și lăudat. Amin. Dragii mei frați, înainte să închei, mai am 3 minute, am o listă pentru rugăciune. Aș vrea să puneți pe lista dumneavoastră pe sora Iuliana și băiatul dânsei, Adrian, care sunt grav bolnavi, infectați cu coronavirusul în Belgia. Din câte am înțeles, sora Iuliana a fost preluată de spital. Este foarte grav, sora aceasta. S-o punem înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru ea. E timp de rugăciune. De asemenea, am fost sunat joi seara pe la 12 fără ceva de o mamă plângând din Germania. Și a spus, frate Marius, rugați-vă în momentele acestea pentru fiica mea care are 33 de ani, Crina se cheamă. A studiat foarte mult fata aceasta, dar în momentele acestea o boală crudă, nemiloasă, cancer, a lovit-o din plin. Vă rog din toată inima, puneți și fata aceasta pe lista dumneavoastră de rugăciune. Crina are credință că dacă ne vom ruga, fata aceasta va fi vindecată. O mamă din Austria dorește să strigăm la Domnul pentru copiii dânsei, care sunt Mirela, Cristi, Florian și Gianina și pentru nepoții dânsei. Notați-vă ca oamenii aceștia, copiii aceștia să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru sora Simona Dumitru din California, ni s-a scris din America, să ne rugăm pentru că a fost în linia întâi, probabil asistent medical, nu știu ce este sora pe acolo și sora aceasta a contactat coronavirusul și se află într-o stare gravă. Să ne rugăm și pentru dânsa. Și nu ultimul rând, pentru cei 35 de frați care deja urmează pregătirea pentru botez în vederea încheierii legământului cu Domnul. Să ne rugăm și pentru dânsii. Aș vrea să plecăm capetele în momentele acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc din tot sufletul că Tu ai fost din nou prezent aici. Îți mulțumesc că ai dat putere din nou mesajului în această dimineață. Te rog din tot sufletul, fă Doamne ca acolo unde a intrat acest mesaj, inimile să fie atinse de Tine, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt și oamenii să Te caute pe Tine. În momentele acestea la ceas de rugăciune, te rog din toată inima să fii cu sora Iuliana și băiatul dânsei care sunt grav bolnavi acolo în spital. Te rog, Doamne, oferă-le vindecare, aceasta este dorința noastră, dar noi nu știm planul Tău. Facă-se după voia Ta, Doamne. De asemenea, o punem înaintea Ta pe sora Crina, tânăra aceasta care are boala aceasta necruțătoare din Germania. Te rog din toată inima, Doamne, atinge-Te de ea. Să vadă brațul Tău care poate să o salveze și să o aducă din moarte la viață. Te rog din toată inima, vezi, Doamne, lacrimile mamei dânsei. Doamne, o mamă din Austria dorește să strigăm la Tine pentru copiii dânsei, Mirela, Cristi, Florian, Gianina și pentru nepoții dânsei, pentru întoarcere din toată inima la Tine. Te rog, Doamne, răspunde mamei acesteia și răspunde rugăciunilor noastre. Te mai rog pentru Simona Dumitru din California, care dorește rugăciune pentru vindecare, Doamne. A fost contagiată și ea cu coronavirusul acesta. Te rog din tot sufletul meu, fă o minune și în dreptul dânsei. Și nu în ultimul rând, Dumnezeul meu cel mare,
Aduc înaintea ta pe cei 35 de frați care urmează la pregătirea pentru botez. Binecuvântă-i, Doamne! Fă, Doamne, ca dacă Tu ai intrat în casele lor, să fie colți de cer pe pământ. Descoperă-te Tu ca acești oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, să Te cunoască pe Tine și să se pregătească urgent, iar oamenii aceștia să încheie legământ cu Tine și apoi să lucreze și ei mai departe, căci dragostea din tâi va fi puternică pe pământ și oamenii aceștia vor face o lucrare mare după ce vor fi botezați. Te rog din toată inima, împlinească și ascultă Tu ruga noastră, pentru că Te-a rugat în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru drag. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânte pe toți. Să facă El să fim niște copii curați și să ne pregătim pentru cer. Acum va urma, în 10 minute, va urma școala de sabat. Dumnezeu să fie cu noi cu toți până ne vedem. Amin.